Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Manuela și astăzi nu o să vorbim despre haine, pantofi sau produse de beauty, ci o să vă vorbesc despre intervenția pe care am avut-o la sfârșitul lunii iunie, mai exact operația de rinoplastie. Am primit foarte multe întrebări de-a lungul timpului de la voi, sper că am reușit să vă răspund tuturor, dar am decis să fac și acest clip care să conțină cât mai multe informații utile și care să vă ajute în luarea unei decizii corecte când vine vorba de un pas atât de important. În urma întrebărilor primite pe Instagram de la voi, mi-am făcut niște notițe, am 3 pagini pe care doresc să le discut cu voi. Sper să aveți răbdare și, desigur, ar trebui, de fapt, să aveți răbdare pentru că sunt informații reale și adevărate cu care eu m-am confruntat. Dar trebuie să vă mai spun că nu este ceva ce trebuie să fie la fel la toată lumea. Sunt foarte multe diferențe când vine vorba de corpul uman. Noi suntem diferiți și automat pot apărea diferențe. Dar eu zic să începem. O să începem cu lucruri basic. O să vă spun și lucruri bune și lucruri mai puțin bune sau neplăcute ale acestei intervenții și la sfârșit o să vă spun și părerea mea și regretul pe care îl am. Și acum, voi începe cu întrebările voastre și apoi o să mai completez pe parcurs cu câteva informații care eu consider că sunt esențiale și pe care ar trebui să le știți. Primul lucru, cel mai important, este doctorul pe care l-am ales și de ce. L-am ales pe domnul doctor Zegra, pe care îl găsiți la clinica Elysium. Este doctorul care a operat-o și pe prietena mea, Dea Codra, și rezultatul ei mi s-a părut incredibil. Super natural, super finuț și am zis că trebuie să am și eu o consultație la dânsul, iar în urma consultației n-am mai fost cale de întoarcere. Îmi doream încă de la vârsta de 16 ani să fac o operație la nas, să-mi tai din nas, dar cumva nu am avut curajul necesar pentru că de fiecare dată mă gândeam că este o schimbare adusă la față, pe mijlocul feței. Pentru operație am mers la clinica Regina Maria, Euroclinic mai exact, de pe Calea Floreasca. Acolo s-a întâmplat tot. M-am internat, am așteptat puțin, iar apoi au venit asistentele și m-au dus către sala de operații, unde totul a decurs foarte, foarte ok, din ce mi-au spus domnii doctori. Operația a durat în jur de 4 ore și după aceea m-am trezit direct la terapie intensivă. Operația a durat aproximativ 4 ore, pentru că eu am ales în primul și în primul rând să-mi fac și deviația de sept, iar pentru această problemă am apelat la domnul doctor Filip. Pe domnul doctor îl găsiți la Regina Maria. Am fost la un consult în prealabil și la dânsul. Mi-a spus că trebuie să reparate anumite aspecte ale nasului ca să devină funcțional. În final, în sala de operații s-au aflat doi doctori. Domnul Zegrea, care s-a ocupat de partea estetică, și domnul doctor Filip, care s-a ocupat de deviația de sept și de funcționalitatea acestuia. M-ați întrebat foarte multe care este costul operației. Ei bine, este o mică diferență, mai exact, între prima intervenție și a doua. A doua bănuiesc că este puțin mai complicată, fiindcă dacă ajungeți a doua oară pe masa de operații, ceva la prima operație nu a fost ok și este puțin mai scumpă. Nu știu să vă zic prețul pentru că nu a fost cazul meu, dar pentru prima operație de rinoplastie costul este de 2200 de euro. S-au adăugat și cei 350 de euro pentru deviația de sept. Ce mai avem aici? V-am spus că m-am operat pe data de 28 iunie. În aceeași zi m-am internat cu, nu mai știu exact să vă zic, câteva ore, două ore înainte sau nu foarte mult. Eram foarte emoționată, sincer, nu mă întrebați prea multe legat de asta. Dar dacă alegeți să vă faceți operația, informațiile acestea le primiți cu siguranță de la asistentele domnului doctor. Și am avut operația, m-am trezit la terapie intensivă, eram un pic sleepy așa, mi-au adus mâncarea, nu am mâncat, eram, mi-e foame, mi-e somn. Și următoarea zi, la ora 11 sau 12, am fost externată, m-am dus acasă și m-am uitat foarte mult în oglindă. În urma operației, poate ați văzut deja și la alte persoane, se pune o atelă pe nas care să țină nasul fiindcă este foarte fragil. Eu l-am avut rupt fiindcă era într-o parte și automat pentru a-l îndrepta mi s-a rupt. Se pune acea atelă
cu care eu am stat 6 zile, nu mai mult, după sfârșitul celor 6 zile, atela a fost dată jos și cred că am avut și puțin noroc. Mi-a spus și domnul doctor că acest lucru poate să difere de la persoană la persoană, dar eu m-am vindecat foarte, foarte repede, cred eu, pentru că nu mai eram decât ușor galbenă deasupra pomeților, semn că vânătăile din urma intervenției se vindecau. Acum să vă spun și despre partea puțin mai neplăcută. Am ajuns a doua zi acasă de la operație, iar seara aceea a fost poate cea mai traumatizantă pentru mine, dar nu din punct de vedere al durerii, ci din punct de vedere al feței și cum arătam. Eram un șoarece, m-am umflat foarte, foarte tare la față și vânătăile erau foarte, foarte vizibile și proeminente, însă nu exista o durere. Trebuie să vă spun, nu a durut. Dacă mă întrebați iar rinoplastia sau această operație doare, răspunsul meu este nu. Cel puțin, repet, în cazul meu. Deși domnul doctor mi-a prescris calmante și pastile antiinflamatorii, nu am luat decât un Nurofen în a doua seară, fiindcă m-am gândit că dacă eu sunt atât de umflată, poate ar fi benefic pentru mine să iau un Nurofen în condițiile în care poate mi se mai desumflă fața, dar nu din cauza durerii l-am luat. În egală măsură, luam pentru câteva zile, nu mai știu exact, am luat și antibiotic. Antibiotic, dimineața și seara, cred, dar este normal. Nu este ceva ieșit din comun. Un lucru neplăcut pentru mine a fost faptul că mi s-a nu doar recomandat, ci mi s-a spus că trebuie să îmi fac niște spălături. Eram foarte speriată de tot ce se întâmplă. Deși nasul nu durea, puteam să merg, puteam să mă plimb, să dorm, să fac orice, însă atela ținea o presiune pe el și, desigur, dacă îl atingeam, durea. Asta vă pot spune, dar nu este o durere persistentă. Este doar o durere pe care o simți în momentul în care intri în contact cu el. Dar vă spuneam de aceste spălături. Ei bine, trebuia să-mi spăl nasul cu ser fiziologic. Efectiv, luam într-o seringă, nu foloseam apul și trebuia să apăs extrem de tare, destul de tare, acel ser fiziologic. A fost puțin neplăcut. Nasul meu era foarte sensibil și cumva de fiecare dată când făceam această chestie mă durea puțin, dar era necesar și atunci am zis că nu pot să evit acest pas, trebuie să-l respect, tocmai pentru ca vindecarea mea să fie așa cum trebuie și să mă refac repede, că eram nerăbdătoare. Un alt lucru foarte, foarte important. Eu, după operație, nu am avut meșe sau tuburile de silicon introduse în nări. În cazul meu nu a fost nevoie, am fost informată de la bun început că este posibil să-mi pună acele tuburi de silicon, însă în urma operației domnul doctor a considerat că nu este necesar și implicit nu am avut nicio durere, nicio altă durere în momentul în care mi s-a scos atela. Dar am scăpat de partea asta, însă este foarte, foarte important ca după operație să folosiți canamicină exact pe zona tăieturii unde a fost despicat nasul, știu că sună dur, dar asta se întâmplă, pentru că această cremă înmoaie cojițele ce se creează în această zonă. Dacă se înmoaie, evident, în momentul în care mi s-a scos atela, mi s-au tăiat firele de la baza nasului și dacă sunt cojițe, când taie firele, automat se rup și ustură. Ustură. Eu am fost destul de conștiincioasă, dar, din păcate, nu foarte. M-au usturat un pic, dar am rezistat eroic. Bine, la un început mi-am tras așa un pic nasul și mi-a zis domnul doctor, nu face așa ceva. Nu. Și în momentul în care am zis ok, am pus mâinile pe saltea,
Și am stat nemișcată și inevitabil, fiindcă mă ustura foarte, foarte tare, mi-a dat lacrimile, dar am suportat, a dispărut și durerea a dispărut și am putut să mă bucur de rezultatul nasului. Ce m-ați mai întrebat, să vedem? După operație, pielea nasului meu a fost destul de sensibilă, bine, cât și nasul, dar pielea era puțin diferită, să spun, uscată și cumva toate impuritățile mele se simțeau foarte, foarte, erau foarte proeminente, nu știu de ce, dar m-a ajutat foarte mult serumul de la clinic, Surcharge, este foarte, foarte hidratant, iar pielea nasului meu a revenit foarte, foarte repede la normal și am putut apoi să îmi aplic machiajul mult mai ok. Cam adus vorba de machiaj, trebuie să vă spun, imediat, deci la 6 zile după operație, am fost la un eveniment. Mi-am scos atelea, m-am dus acasă, m-am pregătit și am plecat la un eveniment. Când m-am machiat, ok, toată zona a fost în regulă, la fel ca la început, însă când am ajuns la nas, era extrem de sensibil. Este indicat să nu loviți, să nu îl atingeți prea tare, fiindcă este sensibil, și când a trebuit să-mi aplic fondul de ten în această parte, a fost o provocare. Mă durea, dar l-am aplicat foarte, foarte încet, iar în urma acestei experiențe, recunosc, timp de o săptămână am decis să nu mai aplic produse de make-up pe față. Și în momentul în care am reînceput să mă machiez, am apelat la pensulele pentru fond de ten. Eu înainte îmi aplicam fondul de ten cu mâna. Pur și simplu simt cel mai bine cum se întinde, însă de când cu această intervenție am schimbat puțin și am continuat să aplic fondul de ten cu pensula. Și pensula, cum să vă spun, nu este atât de dură cu pielea nasului. Sunt acei peri care dați ușor așa ca și cum ați picta. Mă scuzați pentru elastic. Pictați și cumva se aplică mult mai ușor, fără dureri. Este un pont pe care vi-l ofer și pe care ar trebui să-l încercați. Fără mână și fără beauty blender. Exclus beauty blender să-i faci așa pe nas. Nu, nici nu vreau să mă gândesc. Mai departe, am terminat cu prima foaie, mai avem două. Da, după ce am scos atela, în fiecare seară a trebuit să-mi aplic niște plasturi pe nas. Sunt plasturi ca de hârtie, pe care mie mi-a recomandat domnul doctor să-i lipesc pe nas. O să încerc să vă arăt, nu am plasturii, dar în principiu trebuia să aplic 3. Fiecare venea primul aici, al doilea aici și al treilea mai sus. Se suprapuneau, era foarte important, mi-a zis să țin cont de acest lucru, însă nu trebuia să depășească cu mult zona nasului. Acești plasturi am aplicat și încă îi aplic. Mi s-a recomandat să-i aplic 4 luni de zile. Am mai uitat din când în când, recunosc, dar în total toate zilele, toate nopțile, de fapt, în care am uitat, nu cred că însumează mai mult de o săptămână. Am încercat, v-am spus de la bun început, să fiu foarte conștiincioasă, să ascult toate recomandările medicului pentru a mă recupera cât mai repede, iar eu zic că lucrurile stau destul de bine și evoluează în continuu, dar nu am întâmpinat probleme. Acum, la aproape 4 luni de zile, încă am nasul ușor sensibil. Tot nu trebuie să îl lovesc și, în egală măsură, partea de sub nas îmi este ușor amorțită. Nu este ceva deranjant. Dacă stau cum stau acum și vorbesc cu voi, nu simt, însă dacă îl ating, într-adevăr, îl simt ușor amorțit. Vârful nasului, dar în partea de jos, aici, este încă ușor amorțit. Dar este foarte important să știți un singur lucru. Recuperarea nu se face de azi pe mâine. M-ați întrebat cum m-am recuperat,
cum am recuperat corect ar fi să zic până în momentul de față. Un an de zile durează recuperarea totală, sau cel puțin un an de zile. Nu putem vorbi de un rezultat final mai devreme. Însă schimbările se văd și în momentul de față încă se mai întâmplă schimbări când vine vorba de nas. Mai exact, sunt dimineți în care mă trezesc cu el mai umflat sau mai desumflat. Sunt dimineți în care mi se pare că poate mi este ușor mai sensibil și automat, dacă umblu foarte mult, iar și obosesc și stau toată ziua plecată, mi se pare iar că se umflă. Cumva bănuiesc că e din cauza presiunii sângelui care vascularizează zona și automat cred. Nu mă judecați. Este doar o părere pe care am constatat-o în urma diferitelor activități pe care le fac și în aceste 4 luni. La fel de important, în tot acest timp, trebuie să vă spun că nu am purtat ochelari de soare. Poate ați văzut, cred că, două poze cu mine purtând ochelari de soare, dar în primul caz îmi țineam ochelarii de soare cu mâna, nu erau complet pe nas, iar în al doilea caz, ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile, deci a trecut ceva timp de la intervenție, am stat nemișcată. Recunosc că mi-este încă teamă să-i port. Ideal ar fi să nu purtăm ochelari de soare timp de 6 luni de zile și eu sunt la 4. Nu am purtat în afară de aceste două ocazii pentru că mă gândesc că acei ochelari, dacă sunt și grei, pun presiune pe nas și nu-mi doresc acest lucru, îl las să fie cât mai liber și să se vindece în stilul lui, încet, dar sigur și corect. Trebuie să vă zic că se umflă și se desumflă. Dimineața mă trezesc cu el azi poate într-un fel, mâine e puțin mai umflat, poimâine îl văd foarte frumos și sunt îndrămat, mi-e 5 minute în oglindă înainte de a face orice altceva și cred că are personalitate proprie în perioada asta, că altfel nu mi-explic. Glumesc, mi-explic. Este ceva normal, se produc schimbări, se vindecă și trebuie să acceptăm aceste lucruri. Mai departe, da, foarte, foarte important, am tot primit întrebări cu privire la perioada în care am decis să mă operez. Fiind iunie, evident, este vară, este cald și toată lumea spune că nu este bine să te supui intervențiilor chirurgicale vara. Nu am avut nicio problemă, am întrebat și eu doctorul, evident, am avut aceeași întrebare când am ajuns acolo. Domnul doctor, eu vreau să mă opresc cât mai repede, dar pică vara, oare este ok? Și mi-a zis că nu este absolut nicio problemă. Gândiți-vă că, oricum, în prima săptămână, de preferat ar fi să stați în casă, să vă luați liber, să nu aveți foarte multe activități, fiindcă o să vă solicite. Și automat stând în casă este mai răcoare, nu vă expuneți la soare, nu vă expuneți în căldură, nu veți avea astfel de probleme. Dar dacă ieșiți din casă după operație, evident, mai ales după ce se scoate atela, trebuie să aveți în vedere faptul că eu și este de fapt recomandat, nu numai eu, să folosiți cremă cu protecție solară mare, 50, și este foarte, foarte important să fie UVA și UVB. Dar, cum spuneam, nu este o problemă să vă operați vara. Chiar nu este, nu am avut nicio problemă, nu am avut hemoragii, nu am avut absolut nimic, nicio problemă. Dar trebuie să fiți atente cu soarele, cu efortul, nu este indicat să faceți efort și, desigur, un lucru foarte important cu care eu m-am obișnuit destul de greu a fost cu aplecatul, să mă încalz sau să-mi iau ceva de jos. Nu ai voie să te pleci în față, trebuie să te lași pe vine. Ok. Dar oricum, vine, este toamnă, vine iarna, nu cred că asta este problema voastră, însă dacă vreți să mai așteptați, dacă nu aveți încă, nu aveți curajul necesar încă pentru a face acest pas și dacă îl veți face la vară, trebuie să știți că este ok. Dar nu, în august, nu în august, domnul doctor are vacanță. Vreau să vă mai spun că eu, până în momentul de față, sunt foarte, foarte mulțumită de rezultat.
Pentru mine a fost foarte important că în urma primei consultații, de după operație, mai exact la o săptămână, 6 zile, când mi-a scos atela, mi s-au făcut poze. Apoi vine consultul de o lună în care domnul doctor se uită la tine, la mine, s-a uitat la mine, a vrut să vadă diferența, cum evoluează și care este situația și în egală măsură iar s-au făcut poze. Apoi, ultimul consult la care am ajuns a fost cel de 3 luni, în urma căruia, de asemenea, s-au făcut poze și s-a monitorizat evoluția acestuia. Acum, la consultul de 3 luni, m-am dus puțin speriată, recunosc. Fiindcă se tot umflă și desumflă, nasul capătă și diverse forme, evident. Iar eu am observat că în zona aceasta, o să vă arăt imediat, este puțin mai umflat. Lucru care nu mi-a plăcut. Din partea aceasta nasul meu este drept, însă din partea aceasta, fiind umflat pe lateral, pare că am o umflătură. Eu când m-am dus la primul și primul consult înainte de operație, am spus: nu mă interesează nimic altceva, nu vreau nas mic, nu vreau subțire, nu vreau scurt, nu vreau, vreau decât să scap de acea cocoașă pe care o aveam. După aceea mă întreabă, dar nu vrei să-l și îndreptăm? Da, la asta nu m-am gândit. După s-a uitat puțin la el și zice, cred că ai probleme și cu deviația de septum, nu vrei să facem și acest lucru? Evident că vreau să facem și acest lucru, dar eu m-am dus chitită pe cocoașă și asta a fost cel mai important lucru pentru mine din punct de vedere estetic. Și fiind umflat aici, acum din lateral, din această parte, pare că am o umflătură, care nu se vede dacă stau cu capul complet întors, ci doar din semiprofil. M-am dus și zic, domnul doctor, eu vroiam să scap de cocoașă, mi-a apărut la loc, îmi crește nasul la loc. Și evident că l-a bufnit râsul. Iar acele poze de care vă spuneam că au fost făcute la fiecare consult au fost esențiale. De ce? În urma primului consult, la 6 zile, nasul meu arăta perfect. Nu existau umflături, era decât vârful nasului mai umflat, pentru că atela nu stă pe acesta, stă doar deasupra lui, pe toată porțiunea nasului. Și cumva mă gândesc că acela este rezultatul la care voi ajunge, fiindcă am avut foarte mare grijă și, așa cum vă spuneam, nu l-am lovit. Este foarte important să nu-l loviți în această perioadă. M-am ținut la distanță de orice pericol pentru a evita acest incident. Nu este de dorit. După aceea, la o lună, m-am uitat la poze și era mult mai umflat pe toată porțiunea aceasta, evident și aici, mai umflat decât la 6 zile. La 6 zile atela mi l-a ținut foarte, foarte bine, dar însă după ce am scos-o, nasul a început să se umfle mult mai mult și implicit să capete forme diferite. Iar acum, la 3 luni, am observat de fapt că pe această porțiune nasul mi s-a desumflat, iar nu complet. Mi s-a desumflat puțin, iar pe această parte mi s-a desumflat mai mult în partea de jos. Când m-am dus la o lună, eu având alunița, a fost punctul de reper. Se vedea că era umflat și sub ea. Acum a rămas umflat doar deasupra și la recomandarea domnului doctor am decis să am răbdare. Răbdarea este punctul cheie în recuperarea după operație de rinoplastie. Este cel mai important să aveți răbdare. Oricum, nu m-a calmat, dar gen, aveam nevoie de un lucru care să mă relaxeze. Mi-a spus, după un an se vede un rezultat cât mai aproape de 100% ca și rezultat final. Mai repede de un an, oricum nu s-a nimic, deci tot trebuie să aștepți. Pentru că dacă vă uitați pe ei la baci, ați văzut că sunt persoane care și-au operat nasul de 2 ori într-un an sau de 3 ori într-un an jumătate. Ei bine, lucrul acesta nu ar trebui să fie permis, dar cumva unii doctori acceptă și implicit rezultatele după 2 operații făcute într-un timp atât de scurt sunt dezastruoase. Nasul nu se vindecă. Implicit, dacă nu se vindecă, nu știm la ce să ne raportăm. Nu știm dacă nasul, așa cum îl vedem, este de fapt într-o variantă finală
Și implicit pot apărea greșeli și lucrurile acestea ne costă până la urmă sănătatea noastră. Dar haideți să vă arăt despre ce vorbeam când v-am spus că este umflat. După cum puteți vedea, pe partea aceasta, eu zic că este drept. Da? Bun. Când ne uităm din față, o să mai prop puțin chiorăș așa. Când ne uităm din față, o să vedeți clar că pe partea aceasta este puțin umflat. Sau nu mai o văd. Se vede. Aici este mai scobit, iar aici este puțin umflat fix deasupra aluniței. Când ne uităm așa, vedeți, aici fiind mai umflat, pare că am cocoașă. Dar nu este o cocoașă. Dacă era cocoașă, trebuia să se vadă și din partea aceasta strâmb. Evident, cocoașa e vizibilă. Dar nu se vede decât din acest profil, fiindcă este umflat lateralul. Știu că poate acest lucru o să vă descurajeze, dar vă repet, este o recuperare de durată și faptul că am văzut cum arăta nasul imediat după operație, după ce mi-a scos atela, îmi dă încredere că o să arate foarte, foarte bine. Nu îmi creștea nimic la loc, că nu mi-a pus un implant, aici să am o gogoșică. Dar recunosc, m-am speriat, m-am panicat, m-am dus acolo. Eu vroiam nasul drept, domnul doctor, drept, e strâmb. Dar mi-a arătat tot parcursul și atunci m-am calmat și acum aștept să văd ce se întâmplă mai departe. Mi-am pus agenda într-o parte. Cu respirația. M-ați întrebat dacă respir mai bine. Evident că respir mai bine. Eu pe nara stângă nu respiram deloc, doar nara dreaptă. Acum pot să respir liniștită pe ambele nări, însă acest lucru nu s-a întâmplat și în prima lună de la operație. De ce? În urma intervenției și agasării nasului, el ca și reacție este să producă mucozități pentru a lipi cumva acele răni și pentru a le vindeca mai repede. Evident, producând mucozități, nasul mi se înfunda. V-am spus că la început mă durea când îl curățam cu acel ser fiziologic, însă după aia am devenit așa ușor addicted, pentru că de fiecare dată când îl spălam aveam nasul desfundat și puteam să respir foarte, foarte bine. Acest lucru nu dura foarte mult, trebuia să-l spăl undeva de 4-5 ori pe zi dacă reușeam. Dacă eram plecată, evident că nu făceam acest lucru, dar când eram acasă insistam foarte mult pe acest lucru, foarte important. Și, da, concluzia este că pot respira pe ambele nări mult mai bine. Concluzia este că pot respira mai bine pe ambele nări. V-am spus, am avut nasul înfundat aproximativ o lună, pentru că în toată această perioadă, efectiv, aveam acele răni în nas. Mi s-au cauterizat chestii, am fost tăiată, desigur, cusută, acele ațe, trebuie să vă zic că, în afara celor din față, din interior, sunt absorbabile. Nu aveți probleme cu ele, câteodată vă mai gâdile așa, o să e ciudat și nu puteți sufla nasul. Pentru că automat îl strângeți, îl întoarce stânga-dreapta, nu, exclus suflatul nasului, pur și simplu vi-l curățați cu acel ser fiziologic, îl curățam cu acel ser fiziologic. Și după o lună, aproximativ o lună, mi s-au vindecat și rănile din interior. Dacă nu mai aveam răni, evident că nasul nu mai producea mucozități și atunci a început să se desfunde, am început să renunț treptat la serul fiziologic și am ajuns în acest moment în care respir din plin pe nas. Nu știu dacă am zis corect. Nu. Nu mă luați în seamă. Un alt lucru greu pentru mine a fost să dorm pe spate. Nu ai voie să dormi pe burtă, evident, pentru că ai putea să storcești nasul și nici cu capul în pernă. Trebuie dormit cu trei perne în spate și pe spate. Așa. Eu dorm pe burtă, cu fața storcită în pernă. Să dorm pe spate
nemișcată, a fost o provocare. Nu știu cum am reușit. Probabil de teamă să nu fac ceva care ar putea să afecteze rezultatul nasului. Am ajuns să dorm efectiv ca o mumie. Nemișcat așa. Este un rezultat, este un lucru de care sunt extrem de mândră, dar a fost dificil la început, recunosc. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, a fost dificil pentru mine să nu pot să respir pe nas în prima lună, dar am rezistat. Dacă a fost un lucru de care m-am uitat, acela vă garantez că nu a fost durerea, ci faptul că nu puteam să respir și să dorm pe burtă. Asta vă garantez, în cazul meu, așa a fost. Deci să facem o scurtă recapitulare. Domnul doctor Zegrea, domnul doctor Filip pentru deviația de sept. Spitalul Regina Maria pentru operație, Euroclinic pentru consultație. 6 zile de atelă pe nas, după care e posibil sau nu să mai fiți învinețite. Eu eram galbenă. Dureri nu, decât la atingere. Nas înfundat o lună, dar se curăță. Și rezultat final după un an. Nu mai repede, fiindcă nu este posibil. Și dacă ar fi să vă spun regretul meu, acela este că nu am făcut operația mai repede. Dar poate lucrurile așa au fost să fie. Eu a trebuit să mă operez acum, nu mai devreme. Și cu siguranță sunt foarte mulțumită atât de rezultat, cât și de domnul doctor, de domnii doctori, atât Zegrea cât și Filip, pentru toată răbdarea care au avut-o cu mine și le mulțumesc enorm că au acceptat să-i sun, să le pun mii de întrebări, să vin panicată la consult și să le zic am nasul strâmb, nu l-ai strâmb, Manuela, este umflat, ai răbdare, ai răbdare. Iar calmul cu care mi-au vorbit de fiecare dată m-a ajutat să am încrederea necesară și răbdarea pentru a ajunge la un rezultat frumos. O să vă țin la curent, desigur, cu tot ce se întâmplă. O să vedeți pe pagina de Instagram, pe Facebook, pe blog, evoluția nasului și cu siguranță la un an o să revin și cu un alt clip în care o să vorbim exact despre ce s-a întâmplat și despre rezultatul care este aproape de final sau la final. Iar atunci vă voi putea spune cum m-am recuperat. Recuperarea mea încă este în desfășurare și vom trăi și vom vedea. Sper să vă ajute acest clip, să vă dea încrederea necesară dacă aveți această frustrare. Eu am avut o frustrare de mică. Am un profil nu foarte drăguț. Nasul strâmb, bărbia scurtă. Asta e. Am vrut să-mi fac nasul. Aveam nasul drept, am căzut din patul suprapus când mă jucam cu fratele meu și așa am căpătat și cocoașa, iar acel aspect inestetic m-a bântuit mult timp, dar curajul pe care l-am avut nu-l regret, ci, repet, regret că nu am făcut acest lucru mai devreme. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, vă doresc o săptămână incredibilă și dacă aveți și alte întrebări, desigur, le aștept în secțiunea de comentarii, o să vă răspund tuturor și de ce nu prindeți curaj, dar aveți răbdare. O zi frumoasă, vă pup!